În timp ce alte țări din Asia de Est sunt interconectate cu succes la economia globală, acest lucru nu este valabil și pentru Coreea de Nord, care urmează mai degrabă o cale izolaționistă și nu este conectată aproape deloc la economia globală. Acest lucru se datorează în principal politicilor dinastiei Kim, care a condus Coreea de Nord de când Kim Il-sung a preluat frâiele țării în 1948 și a fost continuată de generații întregi, nepotul său Kim Jong-un, conducând în prezent Coreea de Nord din 2012. Dar care sunt modalitățile prin care Coreea de Nord încă face bani în prezent dacă este atât de izolată? Ei bine, răspunsul la această întrebare îl vom afla în episodul de astăzi. Situația economiei din Coreea. Atunci când regatul unificat al Coreei s-a divizat între Nord și Sud, Coreea de Nord a adoptat politica sovietică de industrializare intensă și socialism. Țara avea investiții diversificate în fier, oțel, ciment și utilaje. Dinastia Kim a preluat controlul țării în 1948, o perioadă în care se formau mai multe republici noi, iar economia mondială căpăta o nouă formă. De atunci, politicile guvernului nordcorean au fost foarte represive și izolate. Din cauza lipsei de date disponibile, PIB-ul Coreei de Nord a fost estimat undeva în jurul valorii de 19 miliarde de dolari în 2021 de către experți. În ciuda mai multor sancțiuni impuse de guvernele din întreaga lume, economia Coreei de Nord a crescut exponențial într-un ritm subtil. Singurul concurent este fratele mai vechi, Coreea de Sud, cu o economie de peste 1,8 trilioane de dolari. Principalele industrii ale țării includ textilele, fructele de mare, divertismentul, armamentul și cărbunele. Un fapt interesant despre Coreea de Nord este prezența hackerilor profesioniști. Chiar dacă majoritatea cetățenilor țării nu au voie să folosească internetul din umbră, s-a afirmat că în capitala Pyongyang există aproximativ 6.000 de hackeri care lucrează în legătură cu guvernul nordcorean. Se pare că hackingul este o afacere uriașă în Coreea de Nord, care funcționează sub supravegherea guvernului, care o sprijină și o finanțează în totalitate. Acum trecem la cea mai importantă întrebare: cum face Coreea de Nord bani? Având în vedere cât de umbrită și izolată este țara, s-ar putea crede că resursele de câștig ale sale ar fi puține. Cu toate acestea, nu este chiar așa în cazul Coreei de Nord. Țara are mai multe industrii autohtone care nu numai că răspund nevoilor statului, dar sunt de asemenea capabile să exporte rezidurile în exterior. Iată așadar o listă a modalităților prin care Coreea de Nord își câștigă banii. Comerțul internațional. Chiar dacă Coreea de Nord nu face comerț cu prea multe națiuni în ciuda economiei sale închise, țara pare să favorizeze mult China atunci când vine vorba de exporturi și importuri. Potrivit unor date, China reprezintă aproximativ 75% din totalul schimburilor comerciale ale Coreei de Nord. Conform unor rapoarte, exporturile Coreei de Nord în anul 2015-2016 au reprezentat undeva în jur de 2,82 de miliarde de dolari. Dar întrebarea este: ce exportă Coreea de Nord? Ei bine, Coreea de Nord exportă mai ales cărbune. Exporturile de cărbune reprezintă aproximativ 380-450 de milioane de dolari într-un an, iar cea mai mare parte din ele sunt ilegale. Al 35-lea cel mai mare zăcământ de cărbune din lume se găsește în Coreea de Nord, care conține 661 de milioane de tone de rezerve cunoscute. Potrivit unei cercetări din 2017 a Observatorului Complexității Economice, Coreea de Nord exportă cărbune în valoare de aproximativ 368 de milioane de dolari din aceste zăcăminte, China fiind unul dintre cei mai mari clienți ai săi. Când BBC l-a intervievat pe dezertorul nordcorean Kim Kuk-song în 2021, acesta a dezvăluit că a fost singurul responsabil pentru vânzarea cărbunelui pe piața neagră pentru milioane de dolari și aducerea banilor înapoi în Coreea pentru liderul său suprem. De asemenea, pe lângă China, India este unul dintre principalii clienți ai Coreei de Nord.
India importă piese auto și piese de argint în valoare de aproximativ 36 de milioane de dolari anual. Cu toate acestea, comerțul nu este unilateral. Coreea de Nord importă și ea produse petroliere din India, care estimează că se ridică undeva la 70-80 de milioane de dolari. Exportul de textile și fructe de mare. Textilele reprezintă o cantitate uriașă de exporturi în China. Exporturile de textile din Coreea de Nord se ridică la aproximativ 584 de milioane de dolari și cuprind jachete, costume și îmbrăcăminte sport, potrivit raportului din 2017 al Observatorului Complexității Economice, care a dezvăluit exporturile de cărbun ale Coreei de Nord. Cu toate acestea, există afirmații răspândite potrivit cărora, atunci când aceste produse sunt aduse pe piața liberă pentru vânzare, ele sunt redenumite Made in China. De asemenea, fructele de mare din Coreea de Nord sunt foarte renumite în întreaga lume. Printre alimentele marine celebre din Coreea de Nord se numără moluștele și peștele procesat. Totul a început când, în 2018, guvernul nord-corean a dăruit guvernului sud-corean aproximativ 2 tone de fructe de mare. Chiar dacă Coreea de Nord exporta alimente marine cu mult timp înainte de acest lucru, s-a dus vorba și popularitatea fructelor de mare nord-coreene a crescut și mai mult. În 2017, moluștele au generat o sumă solidă de 137 de milioane de dolari. Coreea de Nord a vândut de asemenea o cantitate substanțială de pește procesat, vânzările anuale către China ridicându-se la 2,69 miliarde de dolari. Comerțul cu arme. Coreea de Nord are relații foarte bune cu țările de pe continentul african. Principalul motiv de prietenie între acestea este dragostea comună pentru socialism. Acum, din cauza acestei așa zise prietenii, Coreea de Nord acționează ca un furnizor major de arme pentru aceste țări africane. Se estimează că statul nord-corean furnizează anual acestor națiuni arme și muniții în valoare de aproximativ 250 de milioane de dolari. Motivul principal este că Pyongyang a înființat fabrici de arme în Uganda, Etiopia, Madagascar și Republica Democrată Congo. În plus, are un contract pentru a construi facilități militare în Namibia. De asemenea, Coreea de Nord a furnizat Egiptului și Libiei sisteme de rachete balistice. Hackeri. Imaginează-ți când cineva îți spune că economia unei națiuni este condusă de hackeri. Sună ca ceva amuzant la un moment dat, dar în cazul Coreei de Nord este adevărat. În timp ce, pe de o parte, majoritatea publicului larg nu are acces la internet, guvernul nord-corean adăpostește în jur de 6.000 de hackeri în capitala sa. Acești hackeri fură bani de pe tot globul prin diverse mijloace și furnizează o mare parte din ei guvernului. În schimb, guvernul nord-corean îi protejează și îi tratează așa cum o țară ar trata angajații guvernamentali. Acești hackeri aduc în fiecare an guvernului criptomonede în valoare de milioane de dolari. Experții susțin de asemenea că hackerii nord-coreeni au jucat un rol important în două dintre cele mai mari atacuri cibernetice, atacul ransomware WannaCry din mai 2017, precum și furtul fondurilor Bangladeshului depuse la Rezerva Federală din New York în anul 2016. Munca forțată. Chiar dacă mai multe agenții lucrează la nivel mondial pentru a rezolva problemele legate de relele tratamente aplicate muncitorilor, Coreea de Nord nu pare să țină cont de drepturile fundamentale ale omului. În fiecare an, Coreea de Nord trimite câteva mii de muncitori în toate părțile lumii pentru a munci în locuri de muncă de jos, cum ar fi mineritul, construcțiile și alte locuri cu salarii zilnice. Muncitorii sunt grav maltratați acolo, iar orice remunerație pe care o câștigă este transferată imediat guvernului nord-corean, iar muncitorii rămân cu o remunerație mică sau deloc pentru a se hrăni pe ei înșiși sau familiile lor. Rapoartele susțin că între 50 și 100 de mii de muncitori sunt trimiși în mai multe părți din China și Rusia, precum și în Europa, Asia și Africa. Activități ilegale. Coreea de Nord este de asemenea implicată în mai multe activități ilegale, cum ar fi vânzarea de droguri și falsificarea de bancnote străine.
Se presupune de mult timp că Coreea de Nord produce și trafichează droguri pentru profit, iar sancțiunile care restricționează comerțul cu articole legale o pot încuraja și mai mult să facă acest lucru. Având în vedere că restricțiile legere de la graniță și o piață mare pentru droguri fac din asta o metodă simplă și profitabilă de a genera bani, pare îndoielnic că statul va face curățenie în curând. Cu toate acestea, nu se cunoaște estimarea exactă a monedelor contrafăcute și a traficului, dar se crede că statul nord-corean extrage milioane de dolari în fiecare an din cauza acestor practici dubioase pe sub masă. Concluzie. În încheiere, cam asta ar fi tot ce trebuie să știi despre economia nord-coreană și despre modul în care Coreea de Nord câștigă bani, în ciuda faptului că este o țară închisă. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.